Îngerușul de poveste. Amintiri pentru cei mai în vârstă, amintiri frumoase petrecute în vremuri destul de dure. Îmi amintesc cum băteam dealul Nadeșului ca să mergem la școală. Îmi amintesc cum s-a prins primul bec. Îmi amintesc cum ajungeam de la Nadeș, de la școală, puneam jos ghiozdanul și la muncă, la câmp, iar seara făceam lecțiile pentru a doua zi. Mi-amintesc că aveam grădiniță și am fost la grădiniță. Mi-amintesc întrecerile la școală. Mi-amintesc voia bună. Mi-amintesc că atunci când intram în sat, simțeam că am ajuns acasă. Deci oare când eram mici și doream să creștem mari și să plecăm din sat, iar acum la bătrânețe ne năpădesc amintirile. La unele zâmbit, la altele aș zicem că așa a fost, dar per total a fost frumos. Au fost lucruri foarte frumoase în amintirile noastre, cred că a tuturor. Nu le număr, că sper că la partea a doua o să vorbesc mai mult despre astea. Au fost ani frumoși, ani tinereții. I-aș retrăi cu plăcere, dacă ar fi posibil. Păcat că nu se poate.